La noapte va ploua în Banat, Crișana, mare parte din Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, iar în zona de munte, în special la altitudini mari, vor predomina ninsorile. Vântul se va intensifica în vest, sud-vest și în sud, iar viteze mai mari, de peste 60 de km pe oră, va atinge în sudul Banatului și la munte. Temperaturile minime vor avea valori de la minus 6 la minus 7 grade Celsius în estul Transilvaniei până în jurul a 8 grade în Banat. În capitală vor fi condiții de ceață, iar spre dimineață și de ploaie slabă. Temperatura minimă va fi de 2-3 grade Celsius, posibil ușor mai scăzută în zona preureșenească. Mâine, cerul va prezenta înorări accentuate și va ploua în majoritatea regiunilor. Local, îndeosebi în sud-vestul țării și la munte, cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. În cursul după amiezii, în regiunile sud-estice, se vor semnala descărcări electrice, iar în zona de munte va ninge și se va depune strat nou de zăpadă. Temperaturile maxime vor fi de la 3-4 grade Celsius în estul Transilvaniei și nordul extrem al Moldovei, până la 16-17 grade în sudul Munteniei și al Dobrogei. În București, temporar, cerul va avea înorări accentuate și va ploua, îndeosebi după amiază și seara, când vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă va fi de 13-15 grade Celsius. La munte, cerul va prezenta înorări accentuate. Pe arii extinse vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă. Temperatura aerului va fi în scădere față de ziua anterioară.